Conducerea Direcției de Sănătate Publică Suceava a decis să-i testeze pe toți călugării de la Mănăstirea Putna, după decesul unui bărbat care locuia în lăcașul de cult. COVID-19 a ajuns la Mănăstirea Putna, 31 de călugări s-au prezentat în seara de joi, 14 mai, la Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului Județean Suceava cu simptome ale bolii. Ei au fost internați potrivit declarațiilor managerului Anatolii Buzdugan. Managerul Spitalului Suceava a declarat că focarul de COVID-19 de la la mănăstirea Putna este gestionat de Direcția de Sănătate Publică Suceava. În urmă cu o săptămână, un călugăr infectat care a făcut complicații pulmonare a fost transportat cu elicopterul de la Spitalul Suceava la Institutul Matei Balș din Capitală. După apariția informației în spațiul public, mănăstirea Putna a transmis un comunicat de presă în care a explicat care au fost măsurile pe care le-a luat pentru prevenirea îmbolnăvirilor. După depistarea călugărilor cu simptome de COVID-19 pe site-ul mănăstirii a fost publicat urmă. Anunț, Sfânta Liturghie la pomenirea Sfântului Hierarh Iacob Putnanul de vineri, 15 mai, se va desfășura fără participarea credincioșilor.